fost de secole locul de întâlnire a civilizațiilor europene. Pe aici trecând drumul spre Bizanț, Balcani și Asia Centrală. Astăzi, dialogul reciproc al culturilor continuă. În procesul de integrare europeană a României, orașul Sibiu deschide larg porțile pentru a lăsa să treacă spre Europa exempluri diversității vieții sale și a peisajului său cultural. În anul 2007, Sibiul e capitală culturală europeană, alături de Luxemburg și Marea Regiune. Aparte. Un oraș unde casele au ochi, unde pavajul străduțelor înguste te învață istorie, iar clădirile vopsite în culori pastelate te poartă în vremuri medievale. Silueta emblematică, Turnul Sfatului se înalță peste centrul istoric al orașului. Ferit în cursul istoriei sale de distrugeri masive, Sibiul oferă o cronică pe viu a multor secole de arhitectură, unde stilurile se succed de la clădirile cu aer medieval până la Art Nouveau. Pe la mijlocul secolului al XII-lea, coloniști din vestul Europei erau încurajați să se stabilească. Primul spital de pe teritoriul de azi al României și prima bibliotecă s-au deschis la Sibiu încă din secolul al XIII-lea. Prima farmacie, două secole mai târziu. Faimosul pod al minciunilor a fost primul pod de fontă din țară, iar tramvaiul electric, inaugurat în 1904, a fost al doilea din Europa, după cel vienez. De-a lungul secolelor, de Sibiu și-au legat numele mari personalități ale științei și culturii mondiale. În 1493, aici s-a născut umanistul Nicolaus Olahus. Primul laborator de homeopatie din lume a fost deschis la Sibiu în 1797 de către Samuel von Hahnemann. Sibiul e orașul natal al lui Hermann Oberth, marele pionier al astronauticii. Biserica evanghelică din Sibiu, edificiu monumental în stil gotic, cu turnul pe 7 nivele, cel mai înalt din Transilvania, e o mărturie a puterii și măreției cetății. Orga catedralei nu e doar cea mai mare din sud-estul Europei, ci și cea mai performantă, iar concertele de orgă de aici sunt evenimente așteptate și apreciate de melomani. Privind orașul de la înălțimea turnului Sfatului, se văd la oaltă turle de biserici aparținând diverselor confesiuni. Biserica Ursulinelor, fostă mănăstire, îi găzduiește azi pe credincioșii greco-catolici. Silueta sobră a bisericii reformate. În imediată apropiere a catedralei evanghelice, biserica romano-catolică, celebră pentru fresca Sfintei Fecioare din spatele altarului principal. Aici, slujbele se țin în trei limbi: maghiară, germană și română. Catedrala ortodoxă, care e și sediul mitropoliei Ardealului, a fost construită după modelul Sfintei Sofia din Constantinopol. Oh!
cel mai vechi și totodată cel mai celebru muzeu din România, poartă numele fondatorului său. Baronul Brukenthal a fost guvernator al Transilvaniei spre sfârșitul secolului al XVIII-lea. Tot atunci a construit palatul în stil baroc. Colecțiile de artă europeană au fost deschise publicului aproape în același timp cu muzeul Louvre. Pinacoteca, Galeria de Artă Națională, Cabinetul de Stampe, Biblioteca și Colecția de Artă Decorativă fac astăzi faima Muzeului Brukenthal. Dacă ne aflăm în acest palat al Asociațiunii Astra de 100 de ani și palatul este frumos și încă va rămâne frumos, poate încă un secol sau două secole. Adaptate formelor terenului, bisericile fortificate ale sașilor transilvăneni au o tipologie diversă și pitorească. Biserica Cetate din Cisnădioara este unul dintre cele mai reprezentative monumente ale stilului romanic din Transilvania. Cetatea țărănească de la Slimnic a trecut prin multe asedii, a fost incendiată și în cele din urmă abandonată acum 3 secole. Biserica evanghelică din Cisnădie are un sistem de apărare impresionant, cu 3 centuri concentrice de ziduri fortificate. Bisericile fortificate din satele Săsești erau deopotrivă loc al înălțării spirituale și refugiu din calea pericolelor. Și de apă, instalații ingenioase din epoca preindustrială, arhitectură populară în formele cele mai variate, biserici din lemn și cârciuma și hanul satului de altă dată. Muzeul Astra e unul dintre cele mai valoroase muzee în aer liber din Europa și a fost distins cu premiul Muzeul European al Anului pentru bogăția patrimoniului și complexitatea programelor culturale. În dumbrava Sibiului, într-un peisaj de poveste, regăsim o Românie în miniatură. O vizită la Muzeul Astra e o întâlnire cu tradiția populară autentică. Muzeul Astra a inițiat în România, la recomandarea UNESCO, programul Tezaure Umane Vii, care urmărește scoaterea din anonimat a păstrătorilor de cultură tradițională. Evenimentele grupate sub acest generic se desfășoară pe parcursul întregului an. Farmecul acestor întâlniri îl dau oamenii, meșteșugari renumiți, cântăreți, sau pur și simplu țărani care trăiesc în muzeu o părticică din viața lor obișnuită. Răspândiți pe tot cuprinsul muzeului, ei sunt cei care dau viață gospodăriilor țărănești. La fel ca și în viața de toate zilele, oamenii lucrează, cântă și joacă și oricine e binevenit să li se alăture. Thank you.
plecând din oraș spre vest sau spre sud, la doar o oră distanță se înalță munții. Sibiul este înconjurat de o zonă muntoasă de o rară diversitate și frumusețe. Iezerele Cindrelului, lacul glaciare, se află într-o rezervație naturală la 2000 de metri altitudine. Spre sud, în apropierea Transfăgărășanului, șoseaua care traversează culmile munților, legând Transilvania de Muntenia, e lacul Bâlea, cel mai mare lac glaciar din munții Făgărașului, declarat Monument al Naturii. Se zice că iezerele ar fi lacuri fără fund, unde trăiesc balauri. Despre aceste locuri sunt multe legende, știute de ciobanii din mărginimea Sibiului, care urcă până aici cu turmele în căutarea ierbii. De-a lungul timpului, drumurile ierbii i-au purtat pe ciobani cu turmele departe de casă, dar au revenit mereu.